le pun toate, ele le pun susucă până vine transportul sau găsim noi și le transmitem la compostare, tot absolut. Vor să devină buni prieteni cu natura și să fie un exemplu de urmat pentru toți sătenii. Vorbim despre familia Șalaru din Cărpineni. Compostarea deșeurilor organice a devenit pentru ei o activitate care le aduce multe beneficii. Această practică îi ajută să-și mențină curățenia în gospodărie, promovând un mediu sănătos, dar și să obțină îngrășăminte naturale. La noi, la Cărpineni, este un aparat de prelucrare a crengilor, a pailor, a crengilor, ce burian avea din o gradă, merge tot la compostare. Socot că lumea tot ce are nu trebuie să arunci la tomberon, tot selectat și pus fiecare la locul lui. Când e la locul lui, atunci e curat și în o gradă, și în sat, și toată Republica. Deșeurile care pot fi compostate și transformate în îngrășăminte naturale, cu regret ajung împreună cu celelalte deșeuri și la gunoiștea din preajma localității. De acest lucru ne-am convins făcând o vizită împreună cu un voluntar din cadrul Asociației Obștești, Lăpușnița Ecotera. Deșeurile organice sunt o mare parte a tuturor deșeurilor adunate aici pe teritoriul gunoiștei publice. Ceea ce ne face să aducem această problemă în cadrul proiectului pe care tocmai cel implementăm. Pentru rezolvarea acestei probleme, Asociația Obștească Lăpușnița Ecotera implementează proiectul Servicii de Compostare pentru Cărpinieni, în cadrul căruia au amenajat un centru de colectare și compostare a deșeurilor organice. Acest serviciu va fi gratis pentru locuitorii din comuna Cărpinieni. Deja îi așteptăm, unii deja cunosc locul și cunosc ideea noastră. Când spun deșeuri, mă refer doar la crengi, ciocleș, strujeni, cum se mai spune în popor, sau paie, sau râpcă, tot ce intră, adică se putrezește, în afară de deșeurile de plastic sau care nu putrezesc. Aici au fost paie de urs, deja are 2 ani, este gata pentru flori. Acest proiect este dedicat atât întreprinderii municipale Cărpineni Servicii, pe care îndemnăm să ne aducă deșeurile organice atunci când au, dar și pentru fiecare gospodărie în parte. Oamenii pot să vină la noi cu aceste deșeuri, cu transportul lor propriu. Noi suntem deschiși să-i primim. Compostarea este cea mai veche și mai ieftină metodă de reciclare a deșeurilor. Este suficient să le reamintim oamenilor despre această modalitate de a-și obține îngrășăminte pentru grădină fără a cheltui bani. Oamenii aduc resturile lor vegetale și noi le compostăm, pentru că dispunem de spațiu, și totodată în cadrul proiectului am putut să procurăm un tocător de crengi care ne ajută ca aceste deșeuri să se descompună mai rapid, în sensul că ele sunt mărunțite și astfel ajută mai repede naturii să le descompună. Procedeul e cunoscut și folosit pe larg și în Europa, fapte care au avut posibilitatea să se convingă și moldovenii, iar pe unii chiar și să-i inspire pentru schimbări aici, acasă. Eu am fost în Europa, am fost și în Grecia, am fost și în Franța, și în Italia, și vreau să văd că acolo e curat. Acolo se selectează gunoiul, are 3 sticlă deoparte, plasticul deoparte și gunoiul deoparte. Și de atât aș la dâns și așa, dar dacă lumea vine și spune, o, Europa e cald, e bine, frumos, dați să facem și noi să fie ca la Europa. Tot depinde de noi, de societate.